Pe marginea aceluiași subiect legat de controlele de sărbători, Raluca Daria Diaconiuc relatează despre neregulile găsite în piețele și magazinele din Iași. Mai ales acum când, din păcate, pesta porcina africană se simte bine în România și ne-a făcut uriașe probleme, așadar, mai ales acum, toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie respectate cu strictețe absolut toate regulile impuse de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranță. Alimentelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Iași a efectuat o serie de verificări la operatorii economici care comercializează produse alimentare. În urma acestor verificări a fost constatate o serie de nereguli. De altfel, comercianții care nu au respectat legislația în vigoare privind protecția consumatorilor le-au fost aplicate două amenzi în valoare de 4.000 de lei și au fost date și avertismente. Cele mai multe neregule au fost găsite la etichetarea produselor, fiind aplicate sancțiuni pentru că nu existau pe etichetele produselor ingredientele în limba română. Comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Iași spun că vor efectua astfel de verificări și în perioada imediat următoare. De asemenea, se urmărește dacă există termene de valabilitate respectate ale produselor alimentare, informații necesare precum de numirea producătorului, data de minimă durabilitate, lista ingredientelor, dar și traducerea acestora în limba română.